Bună ziua, domnilor și domnilor! Catolicii din întreaga lume sărbătoresc în acest sfârșit de săptămână Paștele. Cu toții știm că în Timișoara și în Banat a conviețuit dintotdeauna o puternică comunitate catolică. Vă invităm să urmăriți în continuare un interviu alături de părintele Paroh de la Biserica Romano-Catolică din orașul Recaș, Butnaru Anton. După cum vedeți, primăvara a venit, dar nu chiar cu forțele cele mai mari, pentru că este destul de frig afară, iar acest lucru se revede după îmbrăcămintea pe care o avem. Este destul de rece, dar Paștele trebuie, trebuie sărbătorit. Alături de noi este astăzi Părintele Paroh la Biserica Romano-Catolică din Recaș, Butnaru Anton. Bună ziua, Părinte! Vă mulțumim că ne-ați primit în biserică. Bună ziua! Cu plăcere v-am primit, bineînțeles! Părinte, catolicii din întreaga lume sărbătoresc Paștele. Mai realizează oamenii că Iisus Hristos s-a răstignit acum 2000 și ceva de ani pentru noi toți, pentru întreaga omenire. Cu siguranță, în străfundul inimii fiecăruia, acest lucru este prezent. Chiar dacă unii conștientizează mai mult sau mai puțin acest lucru, dar în inima fiecărui om este prezent faptul că Isus a murit și a înviat pentru noi. Cât de important este să postim în această perioadă. În această perioadă, însuși Isus ne îndeamnă să postim. Nu este o invenție omenească postul, este o recomandare dumnezeiască, recomandarea de la Isus. Postul trupesc, cum spune și Sfânta Scriptură, înfrânează patimile, ne înalță mintea către Dumnezeu și e bine în fond și pentru organismul omenesc. Sunt oameni care consideră postul doar să te abții de la carne, ouă, lapte, dar nu iau un calcul și jurătorile pentru că să postezi înseamnă și să nu juri. Și cineva spunea, este important și ce bagi pe gură, dar este important și ceea ce scoți pe gură. Foarte adevărat. Degeaba ai postit toată ziua. Dacă seara ai tras o jurătură, ai stricat totul. De aceea, postul nu se referă doar la a nu mânca carne sau la te abține de la alte alimente preferate, ci se poate posti și prin Păcate mai puține, se poate posti și prin mai multe intenții bune să ai. Deci postul poate să aibă mai multe chipuri, mai multe forme și nu doar efectiv postul trupesc. Și mulți aici uh, probabil greșesc atunci când cred că apostia înseamnă vinerea număr în carne, dar în rest în viața de fiecare zi mă comport ca și până atunci, fără să schimb nimic în atitudinea mea, în comportamentul meu. De aceea, în acest timp de post, Iisus recomandă trei lucruri, postul, pomana și rugăciunea. Aici asigur că dacă e să detaile în fiecare din aceste trei, nu știu cât spațiu de emisie ne, va, ne ar trebui, dar oricum aceste trei lucruri sunt recomandate în timpul postului ca pregătire la sărutarea Paștelui, postul, pomana, adică faptele bune și rugăciunea, rug, deci rugăciune mai multe, mai intense față de altă perioadă a anului. Părinte, nu are cum am ales să venim astăzi la Recaș pentru că mă leagă foarte multe amintiri frumoase de Biserica Romană Catolică din Recaș pentru că în această biserică am fost botezat. În această biserică s-au cununat religios creștinește și părinții mei și povestind acum cu dumneavoastră am, am, văzut drumul crucii care este, este ilustrat pe pereți. Când eram eu copil... Ne era explicat acest drumul al crucii, se întâmplă același lucru și astăzi cu copiii care vin la biserică? În postul mare, un obicei liturgic specific postului mare este Calea Crucii. Asta înseamnă că sunt 14 stațiuni și în fiecare vineri din postul mare parcurgem cele 14 stațiuni. În care medităm, începând de la condamnarea lui Iisus, suferințele pe parcursul drumului crucii și terminând cu înmormântarea lui Iisus. La, la Calea Crucii participă, bineînțeles, toți cei care vor. Este anunțat în biserică programul și vin credincioși la Calea Crucii. A fost și ani în care profesoara de religie, doamna Marița, a venit cu copii, într-adevăr, și a făcut special calea crucii copiii. Deci, într-adevăr, calea crucii este un bun mijloc sau ocazie bună de a conștientiza și de a medita patima și moartea lui Isus. Cât de important este să ne spovedim înaintea unei sărbători precum Paștele, precum Crăciunul, înaintea marilor sărbători, să pășim în fața altarului, să primim trupul și sângele lui Hristos cu sufletul curat. Da. Dacă, de exemplu, cineva este invitat la o nuntă, la o aniversare, atunci își cumpără costum nou, rochie nouă, haine noi, sau încearcă să se îmbrace, să se arate cât mai bine, trupește, deci exteriorul. Tot așa trebuie îmbrăcat, dichisit, pregătit și sufletul. Și, așa cum nu mergem la o nuntă fără să facem o baie întâi, nu ne îmbrăcăm pe corpul murdar, tot așa, așa cum este baia pentru trup, tot așa este și baia pentru suflet și spovada, sacramentul spovezii, este acea baie în care îmbăiem, în care curățim sufletul ca să fie și el frumos și astfel se cuvine să ne prezentăm la ceremoniile de Paște. Vine lumea la fel de mult ca în anii trecuți sau se păstrează constant al cel număr al persoanelor la biserică? Eu sunt aici în Recaș din toamna anului 2008. Nu știu înainte câți credincioși participau, în ce număr, dar de atunci eu zic că se menține, se menține constant, se menține constant numărul credincioșilor și deci aproximativ pot să spun că am 30-25, cel mult 30% din credincioși vin în fiecare duminică la biserică. Se simte o prezență mai ridicată la marile sărbători? Absolut. Deci, sărbătoarea Paștelui care se apropie sau alte sărbători, Rusalii, Crăciun, sigur că imediat uh, se vede participarea mai intensă a credincioșilor. Aici. Uh, se poate vedea că, într-adevăr, foamea spirituală există, chiar dacă unii își pătoresc această foame spirituală mai răruț, dar important e totuși ca să nu piardă definitiv contactul cu Dumnezeu și de aceea sunt aceste prezenț prezență număr mai mare la ceremonii mai importante. Vorbeam despre perioada când eram copil și perioada când veneam la biserică. Bine, n-am făcut acest lucru doar când eram copil și acum vin, dar mai rar ce e, ce e drept, dar nu e un lucru foarte bun. Vin, vin copiii la biserică, au programul lor special, știu, știu asta, mă divulg un secret. După întâlnirea cu noi, aveți și o întâlnire cu copiii astăzi? De fapt, întâlnirea cu copiii după masă este ca să facem o probă pentru ceremoniile de Paști. Este o probă cu ministranții, pentru că mie îmi place ordinea și disciplina, fiecare să știe ce are de făcut, să nu ne împiedicăm unii în alții în timpul ceremoniilor. În rest, în alte duminici, există și aici un număr de copii care vin, alții mai răruți, sunt care nu, alții care nu vin deloc. Dar dacă sunt mobilizați, atunci se poate face treabă cu ei. De exemplu, de Crăciun a fost mobilizați, de fapt, înainte de Crăciun, a fost mobilizați să cânte la o liturghie, s-au ținut probe cu ei, probe de cor și, într-adevăr, la una din liturghii au cântat doar copiii, toate cântecele liturghiei. Dacă a venit vorba de cântece, Biserica din Recaș are un noroc că beneficiază și de un cor cu tradiție. Da, încă înainte să vină la Recaș, deja auzisem de corul din Recaș, era corul renumit, dar ca orice cor sau trece prin diferite transformări. Membrii Corului se maturizează, unii pleacă în alte locuri, la, loc, deci, alte locuri de muncă, în alte, în alte părți, se mută în alte localități. Dar, de când sunt aici, deja vreo 3-4 din foștii copii ministranți deja sunt la Cor. Deci, este și Uh, o trecere, se... da, un transfer. Da. Deci unii pleacă, alții vin, dar important e că totuși în fiecare duminică, în jur de vreo 15-20 de persoane sunt la cor care cântă și într-adevăr este un privilegiu, un noroc atunci când într-o biserică există un cor care la fiecare în fiecare duminică să cânte în timpul liturgiei. La finalul interviului, la finalul reportajului nostru despre Paștele Catolic, ce le transmiteți tuturor care sărbătoresc Paștele în acest sfârșit de săptămână? Păi, în primul rând, tradiționalul și vechiul de sărbători fericite le transmit ca nu numai pe hrana trupească să pună accent, adică să fie pe masă mielul de Paști sau ouă roșii sau iepurașul să aducă la copii uh, cadouri, ci să se gândească mai ales la suflet, la partea spirituală și dorința mea este ca cât mai mulți credincioși să se pregătească intens și din punct de vedere spiritual pentru sărbătoarea Paștelui. Părinte, eu vă mulțumesc că ați fost astăzi gazda noastră, că ne-ați primit, iar două dumneavoastră care vă sărbătoriți Paștele și eu vă spun același lucru. Sărbători fericite, sărbători fericite alături de familie și să ne urmăriți în continuare. Până data viitoare, numai bine. La revedere!